Credeam că și iertarea are un rost, dar ai plecat și asta a fost. Și acum sunt sigură că tu știi că sunt singură și nu știi cum e viața mea. Dar nici eu nu mai știu cum e, doar cum era. Dar asta e viața mea, este și bună și rea, dar e mai bună fără tine în ea. Și toți prietenii spun, mai bine să-mi văd de drum, să nu primesc deloc în urma mea. De la capăt o iau, dar acum știu ce vreau. Iubirii mele n-ai știut să-i faci față și încă o șansă-ți dau, dar într-o altă viață. Tu nu ai prețuit tot ce-ai avut decât acum când totul e pierdut. Și sunt sigură că tu crezi că sunt singură și crezi că-i tristă viața mea, dar vreau să spun că nu e chiar așa. Dar asta e viața mea, este și bună și rea, dar e mai bună fără tine în ea. Și toți prietenii spun, mai bine să-mi văd de drum, să nu privesc deloc în urma mea. De la capăt o iau, dar acum știi ce vreau. Ținerim împreună. Crezi cu mine? Sunt sigură că tu crezi că sunt singură și crezi că-i tristă viața mea, dar vreau să spun că nu e chiar așa. Dar asta e viața mea, este și bună și rea, dar e mai bună fără tine în ea. Și toți prietenii spun, mai bine să-mi văd de drum, să nu primesc deloc în urma mea. De la capăt o iau, dar acum știi ce vreau. Dar asta e viața mea, este și bună și rea, cum știu ce vreau, știu ce vreau. Mulțumesc foarte mult! Am plajă aici pe plajă pentru telespectatorii noștri. Vreau să spun ceva, Cătălin. Te rog. Mai nou, cam așa sună jumătate din show-ul nostru, am plac, pentru că mergem și cu piese pe negativ pe bandă. Da. Dar... și cu chitarist am plac. Dar urci și cu chitaristul pe scenă, nu? Normal. Da, mă, dar hai să spun ceva. Nu vrei, de exemplu, să le iei în toate spectacolele pe Călin cu tine? Nu pot să le iau pe Călin cu mine pentru că el are un cabinet, ți-am spus. Și de luni, marți, miercuri, joi, vineri, e la cabinet. Și îți dai seama, el a lipsit săptămâna trecută pentru că a fost în concediu. Îți dai seama ce a fost la și poarta lui. Și acum a venit lui special pentru tine. Da, a venit special pentru mine și mulțumesc foarte mult. Deci ce înseamnă, este un om deosebit, da, așa e, și de 7 ani încă persistă. Da. Te văd eu peste joacă. Bună dimineața, sunteți în direct, alo? Alo, bună dimineața, Cătălin. Să rămână, cum vă numiți? Luminița, sunt din București, o prietenă a emisiunii. Mulțumim mult de tot. Vreau să te felicit pentru emisiunea de ieri, a fost super tare. Mulțumim mult de tot. Am vrut ieri, dar n-am avut loc. Mulțumim mult. Ce vreau să spun, vreau să felicit pe Cristina, o admir foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Este o voce superbă. Mulțumesc. Și am două întrebări pentru ea. Spuneți. Dar să fie grele, doamnă, să fie grele. Nu știu cât de grele. Radical. Una dintre ele,